Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru onoarea de a fi astăzi alături de noi și de a-mi face și mie onoarea să pot să vă mânez cea mai înaltă distinție a județului Sibiu, titlul de cetățean de onoare al județului Sibiu, pentru tot prestigiul pe care dumneavoastră l-ați adus județului în cinematografia românească. Pentru faptul că și pașii v-au purtat departe de Sibiu, prin ceea ce ați făcut dumneavoastră, ați făcut Sibiu să se vorbească de bine, să se spună că a dat oameni valoroși, să readuceți istoria, să aduceți romane valoroase. Pentru toate astea, noi vă suntem recunoscători și vă dăm acest titlu pe care vă spunem că vi-l dăm cu tot sufletul și cu tot dragul. Vă mulțumesc, nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru gestul dumneavoastră și pentru cuvintele minunate care le-ați spus. Sunt sibian născut și făcut și în județul Sibiu, ca să știți. Așa este. Pentru că mama era în Rășinară. Mi-am petrecut anii copilăriei, vacanțele toate la Rășinară. Păr, m-am avut prieteni buni la Poiana Sibiului și veneam în fiecare vară la ei. Cât pot să vă, nu știu cum să vă... Vă mulțumesc, onorat Consiliu al județului Sibiu, al minunatului județ Sibiu. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult.